vreo 80 grade afară. Dar e plin de noroi. Partea bună e că apa nu mai e atât de cristal. Voi da cu 3 momeli. Odată la știucă, cu un peștișor de la Relax, 7,5 cm cred că. Dacă nu merge, o să încerc cu un wobbler de la Caperlan. Cu ăsta am mai prins și clean și biban pe râul ăsta, pe sabar. Așa, și dacă nici asta nu merge, un grup mic de la Man pentru clean și biban. Să vedem ce reușim să păcălim, dacă reușim să păcălim ceva. Scopul cred că mi-l cunoașteți foarte bine și astăzi. Să prind un pește. Dar pe sabar mă aștept la un pește, dar decent. Nu orice pește. Ce nu te agăți? Mamă, ce atacat-o! Ăla-i, mă! Nu... Yes! Atât! Uite cleanul, mă. Uite ce frumos e el. Ți-a fost fomică. În sfârșit, te-ai trezit și tu. Gata, 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 stai, ajută-mă. Deschide bine gura. Miștește-te, mă. Hai să-l eliberăm. Oare asta mi-a atacat de 3 ori? Tu ai atacat, mă, așa. Hai, du-te frumos. Ce? O să ducă repede. Așa, așa, așa. Dau eu aici după clan prin băltoaca asta. Oh, nici nu m-am udat. Sunt plin de zăpadă în băbăci. Hai, poate reușesc să mă curăț un pic măcar. Ce vorbești, mă? Wow. Aha. Bine, că n-am speriat niciun pește. What am I doing? Ei. Pentru o secundă am crezut că e știucă. O luase într-o harte. Să vedem cât e ceasul.
acum ne mai împărțim 15:47 peste o oră să fie întuneric. Deci mai am o oră. Ultima aruncare și mă duc la ultimul loc pe ziua de astăzi. Mai am jumătate de oră de lumină. Soarele apune acum. Mai am un singur loc. Ce urme de pasăre imense. Ce-o fi fost? Barză. Ai, mă, în sfârșit, pe final de zi. Alt clean frumos. Vin aici. Fii același, mă. E un pic mai mare. Ia uite. Mai sănătos. Așa, mă, bine că m-am întors. Mă gândeam să mă duc acasă, că... Superb. Da. Frumos. 20 pe acolo. Mersi. Ai ales foarte bine să vin zona. Băi, mă mai uit un pic la asta, că îmi place, n-am mai prins de mult clean. Foarte fain. Hai. Du-te. Frumos. Băi, ce-mi place cum atacă clenii ăștia, mă. Downia de vor să o distrugă. Băi, a atacat-o, mă. Iar. Gata. Hai că a mers. Clanul îmi place foarte mult. Atacă foarte puternic. Chiar dacă nu se zbate la fel de bine ca Bibanul, poate, sau... Ca știu ca renunță mai ușor. Ah, ce frumos e cerul! Doar pentru peisajele astea și merită ieșirea la pescuit. Chiar dacă n-aș fi prins nimic, e frumos, e liniște. Mergem acasă. Mi-a plăcut ziua de astăzi. Aproximativ 2 ore de pescuit. 2 cleni, vreo 3-4 atacuri, foarte relaxant,